Stimate familii Căpălnași și Gaude, suntem alături de dumneavoastră în această frumoasă dimineață de sărbătoare și ne bucurăm de bucuria pe care o aveți. Sunteți înconjurați de rudele dumneavoastră, de ceea ce ați strâns în mâini într-o viață de muritori și astăzi este un fel de toamnă care încununează o primăvară și o vară în care ați investit în viața acestor copii. I-ați îngrijit când au fost mici, i-ați educat, v-ați ocupat de ei și vrem să recunoaștem astăzi că ați fost de-a lungul anilor o mărturie în biserică, o mărturie bună, duhovnicească. Și noi toți știm că prin felul în care ați trăit, ați dobândit respectul oamenilor din biserică și din comunitate și astăzi, în timp ce vă priviți copilașii, vă bucurați de ei că au fost cuminți, au fost serioși, ceea ce vă încurajează să aveți o perspectivă frumoasă cu privire la viitorul lor. Dragă Gianni și sora Michelle, vrem să spunem astăzi că ne-am uitat la voi așa cum ne uităm la toți tinerii din adunare și v-am admirat perspectiva duhovnicească, deși sunteți niște tineri, interesul pentru lucrurile lui Dumnezeu și faptul că vă formați sufletul și caracterul pentru ca să-L slujiți pe Domnul și să împliniți interesele Lui. Astăzi sunteți miri, sunteți aici alături de rudele, de prietenii voștri și de părinții care v-au dat viață și în serviciul acesta de căsătorie am onoarea ca să rostesc cuvântul Domnului alături de pastorul Moise Gaude, de care mi-este prieten, pe care îl admir ca pe un om al lui Dumnezeu. Și în a doua parte, în ultima parte a serviciului de aici din sanctuar, aș vrea să spun un cuvânt pe care l-am intitulat Cum și-au căsătorit patriarhii copiii. Spun lucrul acesta pentru că văd în generația noastră o din ce în ce mai puțină preocupare pentru lucrurile lui Dumnezeu și pentru tot ceea ce ține de Dumnezeu. Am citit la începutul serviciului divin despre Avram, care a fost unul dintre cei mai mari patriarhi, unul dintre cei mai mari eroi ai lui Dumnezeu. El a avut câțiva copii, unul dintre ei a fost promis de Dumnezeu ca fiul făgăduinței. Și am vrut să mă uit la acest om pe care Dumnezeu îl prezintă drept exemplu, cu care Dumnezeu se laudă, pe care Dumnezeu îl apreciază. Am vrut să văd cum și-a căsătorit el copilul, cum a procedat, ce anume a accentuat și de ce anume s-a ferit, gândindu-mă că poate fi un exemplu pentru noi. Așa că astăzi o să predic despre cum și-au căsătorit patriarhii copiii. Gianni și Michel, tinerețea este vârsta marilor decizii și este ciudat faptul că Dumnezeu a îngăduit să luăm cele mai importante decizii ale vieții într-un moment în care nu suntem foarte pregătiți să facem asta. În general, tinerețea este caracterizată de entuziasm și de putere, bătrânețea este caracterizată de înțelepciune. Dar tinerețea este vârsta marilor decizii prin faptul că omul își alege caracterul, ce fel de om este, alege convertirea, să-L accepte pe Iisus, alege cariera, ce meserie să aibă, alege comunitatea, unde anume să trăiască, și alege căsătoria, cu cine să-și petreacă restul vieții în calitate de soț și soție. Căsătoria este așezată de Creator pentru bucuria și pentru fericirea omului. Însă acest plan al lui Dumnezeu cu privire la om este atins doar cu oamenii care ascultă de Dumnezeu și doar cu oamenii care îl urmează pe Dumnezeu. Avram este singurul muritor prezentat în Biblie ca fiind prietenul lui Dumnezeu, omul credinței. Persoana despre care Dumnezeu a făcut următoarea afirmație: Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Modul prin care Isaac s-a căsătorit cu Rebeca este povestit pe larg în capitolul 24, din care noi am citit doar 9 versete. Aceasta este cea mai extinsă povestire din Biblie care prezintă căsătoria la doi tineri. Rolul lui Avram în planul divin a fost esențial
și rolul fiului său Isaac de asemenea. Din același motiv, familia lui Avram, anturajul lui Avram, au fost ca și el, sfinte. Uitându-ne în Scriptură, observăm că Avram a fost începutul unui plan care nu s-a terminat nici astăzi. A avut o misiune de-a dreptul extraordinară și după el urma fiul său, care prin neatenție putea să strice misiunea pe care Dumnezeu o avea cu Avram și cu descendenții lui, care privea spre venirea Mântuitorului, spre mântuirea pe care el o aduce în lume. Înțelegând aceste aspecte, observăm următoarele. Avram a fost omul credinței, el a crezut cu putere în Dumnezeu și din acest motiv el a știut că trebuie să-și pregătească copilul pentru timpul căsătoriei, fiindcă atunci când bărbatul se căsătorește, în mare măsură el este influențat de soție. Cel mai puternic factor de influență din lumea umană este femeia. Avram a știut lucrul acesta. Când el a plecat din țara părinților lui, avea 75 de ani. Când i s-a născut primul copil, nu Isaac, Ismael, avea 86 de ani. Când i s-a născut fiul făgăduinței, Isaac, despre care noi vorbim, avea 100 de ani. Când a vrut să-l aducă jertfă la porunca lui Dumnezeu, avea aproximativ 115-20 de ani. Și când s-a căsătorit fiul său, când el a murit, avea 175 de ani. Asta înseamnă că Isaac, pe care noi îl numim tânăr în timp ce s-a căsătorit, avea aproximativ 70-75 de ani. Biblia îl prezintă ca pe un om liniștit, cu minte, înțelept, meditativ. Revenind la Avram, omul credinței, observăm că el s-a încrezut în Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a pus în fața examenului să aleagă între el și propriul copil, și copilul a întrebat, tată, unde este jertfa, unde este mielul? Avram a manifestat credință în Dumnezeu să spună, Dumnezeu va purta de grijă. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu purta Dumnezeu de grijă? A fost un om foarte credincios. Acum când își trimite robul ca să ia o soție potrivită pentru fiul lui, nu dintre cananitele păgâne, și robul îl întreabă, dar cum voi reuși? Și el îi spune, din nou același răspuns al credinței, Dumnezeu va purta de grijă. Observăm că acest om a avut o credință foarte mare în Dumnezeu și în momente cruciale el a spus, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu a onorat credința acestui bărbat și cu adevărat a purtat de grijă în toate aspectele. Eliezer, de asemenea, a fost omul credinței. Avram, fiind un om credincios, nu a ținut pe lângă el doar un om înțelept, ci un înțelept credincios. Omul acesta a avut încredere în Dumnezeu și a avut încredere în Avram și atunci când a plecat în misiune să găsească o fată pentru fiul lui Avram, omul acesta și el, după modelul stăpânului său, și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și tot ceea ce el a făcut, a făcut prin credință. Numai gândiți-vă la următorul lucru. A pus un semn, prima fată care va veni și va face așa și așa și așa, va fi fata bună pentru fiul stăpânului meu. Dacă nu era o fată și era o femeie, prima femeie care venea să-i dea apă, dacă era o femeie căsătorită, văduvă sau divorțată, dacă era o persoană foarte în vârstă, v-ați gândit la lucrurile acestea? Omul acesta a mers pe mâna lui Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu se va implica și s-a comportat ca și cum Dumnezeu ar fi ținut cont de rugăciunea lui. Și într-adevăr Dumnezeu i-a onorat credința, i-a onorat rugăciunea și a făcut întocmai. Isaac a fost un om credincios. Acest tânăr bărbat a avut încredere în Dumnezeu, a avut încredere în tatăl său Avram și în robul lor, Eliezer, lăsând în mâinile lor cel mai important lucru din viața lui, căsătoria. Care dintre tinerii din adunare are puterea să spună, frate Luigi, mergi cu 3 oameni din comitet, alegeți-mi o fată și eu o să o aștept aici îmbrăcat în costum, în cravată, cu părinții mei, o să pregătesc masa la restaurant,
Nu mă interesează cine este, pe cine aduceți voi, va deveni soția mea. Care dintre băieții din adunare ar risca să se căsătorească în maniera aceasta? Poate nu-i vom aduce o fată care să-i placă. Nu o să-i placă cum arată, nu o să-i placă caracterul, nu o să-i placă rudele, înălțimea, o grămadă de lucruri. Nu vi se pare că acest bărbat a fost deosebit de încrezător în tatălui, în robul lor, să lase pe un rob să-i aleagă nevasta și el nici măcar să nu o vadă, să nu aibă posibilitatea să spună da sau nu, care e, asta e. Mare credință trebuie să fie avut băiatul ăla. Rebecca a fost o fată foarte credincioasă. Observați, vă rog, că ea a devenit soția patriarhului Isaac și mama celor doi gemeni, Iacov și Esau. Despre ea, Biblia de 30 de ori pronunță numele și o pomenește, de 29 de ori în Cartea Geneza și odată în Cartea către Romani. Ea a acceptat să devină soția unui bărbat pe care nu l-a văzut niciodată în viața ei. Să plece din casa ei, să se ducă într-un loc foarte îndepărtat și acolo să-și vadă pentru prima oară bărbatul, dar înainte să-l vadă a spus da, mă duc și voi deveni soția lui. Și ea s-a încrezut în providența lui Dumnezeu, ca și Isaac, ca și Eliezer, ca și Avraam. Observați că Avraam a fost omul credinței și s-a înconjurat cu oameni care și ei au crezut în Dumnezeu ca și el. Avraam a avut un anturaj sfânt, precum a avut un caracter sfânt. Oamenii lui Dumnezeu se cunosc nu doar după caracterul lor, ci și după anturajul lor. Privind la felul în care s-a căsătorit Isaac, fiul lui Avraam, putem să înțelegem cum își căsătoresc patriarhii copiii. Cum anume își căsătoresc patriarhii copiii? Ce înțelegem privindu-i? Care sunt principiile pe care le luăm din maniera în care patriarhii își căsătoresc copiii? Primul dintre ele, soția trebuie căutată. Eliezer era omul de încredere al lui Avraam, un bărbat în vârstă și foarte înțelept, drept pentru care este trimis cu o misiune specială, să caute o soție potrivită pentru fiul stăpânului lui. Băiatul trebuia să caute fata cu care se va căsători. Deși nu se duce băiatul, dar este trimis un rob în numele lui. Observați, deși căsătoria este rânduită de Dumnezeu, băiatul trebuie să aibă inițiativa și să caute. Băiatul poate să spună, dacă Dumnezeu mi-a pregătit o fată, o aștept să vină la mine. Nu uitați că fata este ca și pâinea, cea de toate zilele pe care Dumnezeu o pregătește pentru om, dar noi trebuie să o căutăm și să muncim pentru ea. Nu este înțelept pentru un băiat să spună, eu stau aici liniștit și cu minte strâng bănuți și fata când o să vină, o să mă căsătoresc. Principiul Bibliei este următorul, băiatul trebuie să caute. Este inițiativa lui. Apoi, o fată bună trebuie căutată într-un loc bun. Erau foarte multe fete în zona în care trăia Avraam, Eliezer și Isaac. Numai că aceste fete nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și din punct de vedere al credinței lui Avraam se descalificau. Și Avraam a vrut o fată bună pentru fiul lui, pentru că el se gândea la misiunea pe care Dumnezeu o are cu fiul său. El știa că dacă fiul lui se va căsători cu o cananită, cu o păgână, va fi compromisă misiunea lui. Atunci el s-a gândit, o fată bună trebuie căutată într-un loc bun. Fetelor, nu vă puteți petrece tinerețea într-un loc rău, sperând că băieții buni se vor uita după voi ca să se căsătorească cu vreo una dintre voi. O fată serioasă nu stă într-un loc neserios. O fată de caracter nu stă într-un loc unde oamenii de acolo n-au caracter. O fată care știe să se comporte, are valori, se teme de Domnul și își respectă demnitatea de fecioară, nu se duce într-un loc unde se practică lucruri murdare, se vorbesc lucruri murdare. O fată bună o găsești într-un loc bun. Și Avraam și-a trimis robul într-un loc bun ca să aducă o fată bună. Feriți-vă de locurile rele, pentru că în locul acela va veni un băiat rău după voi. Și singura opțiune este să vă căsătoriți cu unul dintre băieții răi, care merge în același loc rău ca și voi. Cananitele erau frumoase.
Aveau vestimentații indecente. Probabil că erau bune de gură. Însă erau necredincioase, erau nenăscute din nou și erau sub blestem. Când Noe a zdrobit strugurii și a lăsat zeama aceea să se fermenteze, mustul acela s-a transformat în vin, l-a băut și s-a îmbătat, unul dintre fiii lui l-a văzut gol și l-a disprețuit, a râs de el. Când Noe s-a trezit din beție, l-a blestemat pe copilul copilului, pe Canaan, și a spus așa: Canaan să fie blestemat și viitorul lui să fie blestemat. Și cine va ieși din el să fie blestemat. Uitați-vă în Geneza capitolul 9. Acest Canaan s-a căsătorit și a făcut o familie și familia lui a fost blestemat. Și din el s-a făcut o seminție și seminția lor a fost blestemat. Și din seminția aceea s-a făcut un popor și poporul acela a fost blestemat. Și poporul acela s-a așezat pe malul Mării Mediterane. Și când evreii au ajuns în zona Mării Mediterane, Dumnezeu le-a spus: veți merge în locul cananiților, dar să nu vă încuscriți cu ei, că sunt sub blestem. Avraam a știut lucrul acesta. De aceea a spus: fiul meu nu se poate căsători cu o fată sub blestem. Poate fi frumoasă, poate fi bogată, poate să arate bine, poate fi inteligentă, dar copilul meu e un copil binecuvântat. Misiunea lui este să continue ceea ce am început eu. El este în spița genealogică din care se va naște Mesia, Hristosul. Eu nu pot să pun în viața lui o femeie care va deturna misiunea lui, care îl va încurca. Eu am responsabilitatea să pun lângă el pe cineva care îi va da aripi, nu pe cineva care să-i taie aripile. Nimeni nu poate să taie aripile unui bărbat decât soția lui. Și nimeni nu poate să-i dea aripi decât soția lui. O lume să fie împotriva lui. Dacă soția este alături, el va învinge. O lume să fie pentru el. Dacă are o nevastă care este împotrivă, nu va reuși. Avraam a știut asta. Avraam s-a uitat în viața nepotului lui, Lot, care l-a avut pe lângă el de mic și a încercat să-l influențeze. I-a făcut parte din averea lui. L-a ținut pe lângă el. Însă, din nefericire, Lot și-a luat o nevastă rea. O nevastă materialistă, egoistă și plină de pofte. Și ea l-a atras în Sodoma și Gomora, în orașele câmpiei. Și Avraam s-a uitat la nepotul lui cum se nenorocește și nu l-a putut ajuta. Nimeni nu poate nenoroci un bărbat decât propria lui nevastă. Și Avraam a anticipat că așa se va întâmpla cu fiul lui, dacă nu va găsi o soție bună pentru el. Și a încredințat această misiune unui om bătrân și înțelept. Și a spus: du-te în țara mea și ia de acolo o fată care nu este sub blestemul cananit. Nu cumva să-l duci pe fiul meu acolo, pentru că misiunea lui este înainte, nu înapoi. Mă simt responsabil față de Domnul. Și l-a pus să jure. Doi, băiatul trebuie să caute, soțul trebuie să fie călăuzit. Soția trebuie să fie căutată, soțul trebuie să fie călăuzit în căutarea lui. Privindu-l pe Eliezer, înțelegem câteva lucruri. Toți oamenii au pretenția în ziua anunții că sunt călăuziți de Dumnezeu, însă jumătate din căsătorii se dizolvă, sfârșesc prin divorț. Asta înseamnă că jumătate dintre ei n-au fost călăuziți. Statisticile contestă pretenția tuturor mirilor și mireselor că sunt călăuziți în alegerea pe care o fac. Cunoașterea întotdeauna demonstrează calitatea alegerii unui băiat și a acceptării alegerii unei fete. Confirmarea demonstrează verificarea alegerii unui băiat și acceptării alegerii unei fete. Și conviețuirea demonstrează prin practică alegerea unui băiat sau acceptarea alegerii unei fete. Calitatea cunoașterii și a confirmării sunt personale, însă calitatea conviețuirii devine publică. Noi toți vedem dacă cineva rămâne împreună sau se desparte. Priviți, vă rog, că soțul trebuie să fie călăuzit și, uitându-ne la Eliezer, învățăm faptul că el a fost călăuzit prin credință. Călăuzirea întotdeauna vine prin credință. Un om nu poate fi călăuzit de Dumnezeu dacă este un om necredincios și neascultător de Dumnezeu. El trebuie să aibă un caracter care se pretează la ascultare și subordonare față de Dumnezeu. Planul lui Eliezer pentru identificarea fetei potrivită ca soție pentru Isaac
se baza în exclusivitate pe călăuzirea lui Dumnezeu. De aceea el trebuia să asculte de Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l călăuzească. El trebuia să creadă în Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l călăuzească. Și el atunci se roagă și spune: Doamne, dă-mi izbândă, mă încred în Tine. Și Dumnezeu a onorat credința lui și l-a călăuzit. I-a dat o metodă prin care să identifice fata din mulțimea de fete posibile în zona aceea, care urma să fie aleasă pentru fiul stăpânului lui. Mai târziu, el însuși recunoaște călăuzirea lui Dumnezeu și face următoarea afirmație: Domnul m-a îndreptat înspre casa fraților mei, Domnul m-a călăuzit. Este un lucru foarte mare într-o viață de muritor să fii călăuzit de Dumnezeu în toate lucrurile, însă în alegerea partenerului de viață trebuie neapărat să fii călăuzit. Altfel, lipsa de călăuzire va produce o cruce fără sfârșit. Și nu toți oamenii pot duce crucea aceasta. O pot scutura prin despărțirea de tovarășul de viață și prin ruperea legământului. Călăuzirea nu vine doar prin credință, ea vine și prin rugăciune. Observați că, deși bătrân, experimentat, Eliezer recunoaște că are nevoie de călăuzirea divină și se roagă lui Dumnezeu spunând: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, călăuzește-mă, te rog, deschide-mi ochii, te rog, învață-mă cum să procedez. Am o misiune care mă depășește. Orice tânăr când vrea să se căsătorească are o misiune care îl depășește. Dumnezeu trebuie să-l călăuzească. În momentul în care Dumnezeu îl călăuzește, el trebuie să stea liniștit, pentru că este pe drumul cel bun. Dacă nu ar fi avut încredere în Dumnezeu, el ar fi riscat prea mult să folosească metoda pe care o folosește. Călăuzirea nu-i doar prin credință și prin rugăciune, călăuzirea vine printr-un semn. Observați că semnul pe care l-a pus nu a fost întâmplător. Astăzi băieții obișnuiesc să pună semne, dar v-ați uitat ce semne pun ei? Țin telefonul în mână unii dintre ei și spun așa: dacă sună în următoarele 5 minute, e semn de la Domnul că e potrivită. Dacă n-ai fi așa de tânăr, n-ai proceda așa. Dar te înțeleg, pentru că ești prea tânăr. Dacă metoda asta o folosești ca semn să-ți alegi nevasta, crede-mă că ar trebui să mai amâni căsătoria. Îmi vei spune: dar și Eliezer a pus un semn. Corect? Însă v-ați uitat la ce fel de semn a pus Eliezer? Semnul lui Eliezer n-a fost legat de vârsta fetei, n-a fost legat de îmbrăcămintea ei, n-a fost legat de întâmplări întâmplătoare, ci a fost legat de caracterul fetei. El a spus așa: dacă fata care va veni va fi o fată atât de bună la suflet încât să-mi dea apă să beau, va fi atât de harnică încât să dea apă și animalelor pe care eu le am, va fi atât de ospitalieră încât să-și piardă timpul cu mine, va fi atât de amabilă încât să îngrijească de un om bătrân, atunci voi ști că fiul stăpânului meu o să se căsătorească cu o fată miloasă, o fată politicoasă, o fată respectoasă, o fată bună la suflet și o fată plină de bunătate. Așa fată are nevoie Isaac să fie lângă el pentru a duce mai departe misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu în genealogia Mântuitorului. Altfel, dacă va fi arogantă, dacă va crede că frumusețea ei o face superioară dincolo de fetele din adunare, dacă va fi cu nasul pe sus, dacă îi va trebui $500 în fiecare zi shopping, o astfel de fată îl ruinează pe Isaac. Și a pus un semn care avea în vedere caracterul fetei. Și când fata a venit, s-a dovedit a fi o fată de caracter. Și omul ăsta bătrân și înțelept, călăuzit de Dumnezeu prin credință, prin rugăciune, a știut că asta e fata. Noi toți cei care suntem căsătoriți cel puțin de o zi, știm că cea mai mare valoare a unei soții este caracterul. Nu-i rău să fie frumoasă, dar frumusețea se dizolvă puțin câte puțin. Nu-i rău să fie bogată, dar de bogăție poți scăpa într-o noapte fără să vrei. Însă dacă este o femeie de caracter, este o femeie fidelă, o femeie limitată și echilibrată în a vorbi, în a se comporta față de soțul ei, în a fi pozitivă, constructivă, înțeleaptă, iubitoare, înțelegătoare și în fiecare zi să-i dea aripi acestui bărbat alături de care și-a propus să-și petreacă viața.
omul acela va fi fericit. Și omul ăsta înțelept a știut să pună un semn. Și semnul a fost în legătură cu caracterul fetei. Nu cu decorul, pentru că cu 500 de dolari te poți decora fără nicio problemă. Însă decorul acesta nu-i fata, e ambalajul. Al treilea lucru pe care îl subliniez în încheiere, fata trebuie căutată, băiatul trebuie călăuzit în căutare, părinții trebuie consultați. Există trei instanțe care trebuie să confirme alegerea unui băiat și acceptarea alegerii unei fete. Prima instanță este conștiința. Gianni poate să confirme acum că atunci când s-a hotărât să se căsătorească cu Michelle și a început să facă planurile, el în conștiința lui a fost încredințat că asta e fata. Apoi, a doua instanță sunt părinții. Fratele Lionel și sora Cristina au fost de acord cu Gianni în înțelegerea pe care au făcut-o în casa lor, rugându-se și gândindu-se, e potrivită fata pentru noi sau nu? Și după ce s-au rugat, după ce au cugetat, după ce s-au gândit bine, și părinții au spus, fiule, îți dăm binecuvântarea, du-te! Cu experiența pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiind prin tine la o a doua alegere, având experiența propriei noastre alegere făcută cu aproximativ 30 de ani în urmă, noi credem că ceea ce vrei să faci e bine. Și a doua confirmare pe lângă conștiința lui i-a dat aripi. Când a venit confirmarea din partea lui Dumnezeu, lucrul acesta a adus o liniște de plină în inima lui și a trecut la organizarea căsătoriei. Confirmarea conștiinței a părinților și a lui Dumnezeu sunt cam singurele instanțe care sunt importante pentru un băiat. Observați când Samson s-a căsătorit, el s-a consultat cu tovarășii. Taică-s-o i-a spus, tati, nu face asta că nu-i bine, dar tata-i babalâc, el vine din România și așa nu se pricepe. Și el s-a sfătuit cu tovarășii și pentru că s-a consultat cu tovarășii a rămas orb. A avut o viață nefericită și în ciuda faptului că a fost cel mai puternic din punct de vedere fizic, om de pe pământ, a fost unul dintre cei mai nefericiți. Uitați-vă la Moise, cel mai blând și n-a intrat în țară. Uitați-vă la Solomon, cel mai înțelept și a avut 1000 de soții cu toate. Și uitați-vă la Samson, cel mai puternic și a murit orb. Întreb eu, se cade să fii cel mai? Da, se cade, dar se cade să fii cel mai sfânt, cel mai evlavios, cel mai de caracter, cel mai aproape de Domnul. Pentru că valorile lumii, deși sunt bune, ele nu te ajută atunci când vrei să mergi în cer. Părinții trebuie consultați. Conștiința, propria conștiință, proprii părinți și Dumnezeul pe care îl slujești pot confirma că aplecarea pe care o ai înspre o fată sau înspre un băiat este o aplecare trebuie continuată, nu întreruptă. Ambele perechi de părinți, și a lui Isaac și ai Rebecăi, au fost implicați în căsătoria lor. Avraam s-a implicat prin credință. A spus, du-te și a adus fata. Am încredere că Dumnezeul meu te va călăuzi, cum a rezolvat problema pe Moria, o va rezolva și în Mesopotamia. Pe Moria a rezolvat-o când un berbece cu coarnele încurcate într-un tufiș a fost jertfa de care Dumnezeu a purtat de grijă. În Mesopotamia, cea mai frumoasă fată, bogată, înțeleaptă și potrivită pentru Isaac, a fost pregătită cu mult timp înainte pentru Isaac. Credința lui Avraam a dat rezultate de 100%. Oricât de în vârstă și experimentat ar fi un părinte, poate greși când îi sugerează fiului, e bună sau e rea. E adevărat că riscul să greșească e mai mic decât șansa să nimerească, dar poate greși. Însă, atunci când merge prin credință și când îl implică pe Dumnezeu în ecuația alegerii, nu poate greși. Observați, părinții vor să cunoască originea persoanei cu care se căsătorește copilul lor. Când Eliezer se întâlnește cu fata, prima întrebare care i-o pune este următoarea. A cui ești? Cum îl cheamă pe taică-tău și pe maică-ta? Dar de ce e important cum îl cheamă pe tata și pe mama? Doar Isaac nu se căsătorește cu tata și cu mama. E adevărat că nu se căsătorește cu taică-tău și cu maică-ta, dar tu ești ca ei. Asta e singura problemă. Vă aduceți aminte că Biblia vorbește despre un bărbat pe care l-a chemat Recab și el a făcut copii și i-a educat? Și omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu și copiii lui au fost la fel ca el.
Și copiii lui când s-au făcut mari și s-au angajat și și-au făcut familii și au avut anturajul lor de adulți, s-a dat o petrecere acolo și ăștia au adus vin să bea. Și i-au invitat și pe fiii lui Recap, pe Recabiți, beți și voi. Și fiii lui Recap a spus, mulțumim, dar noi nu bem. De ce? Pentru că tatăl nostru, toată copilăria ne-a spus, copiii mei, să nu beți vin, ca să nu ajungeți ca nebunii. Să aveți tot timpul mintea limpede, să fiți plini de duh, nu de must. Copii, ascultați-mă ce vă spun, că vă învăț la bine. Și i-a educat în maniera aceasta. Și dacă pui apă într-o sticlă, când scoți lichidul din ea, se numește apă. Dacă pui o educație duhovnicească într-un copil, rezultatul l-ai în față. E adevărat că personalitatea unui om este determinată de doi factori, nu de unul, nu doar de educația părinților, ci și de zestrea nativă, genetică. Însă observați că cea dobândită, caracterul, întotdeauna înconjoară temperamentul și îi dă direcție. De aceea omul ăsta bătrân și înțelept a știut că fata e ca maică-sa și ca taică-sa și a vrut să știe cum e maică-sa. Că n-avea timp să o cunoască, să stea cu ea 2-3 săptămâni să-i vadă apucăturile. Atunci doar a întrebat, a cui ești? Dacă i-ar fi spus, păi sunt la doi, atunci el ar fi știut că e pe un drum greșit. Dar când a auzit a cui fată este și ce fel de părinți sunt părinții ei, atunci s-a liniștit și a spus, mulțumesc Dumnezeului meu că m-a călăuzit în casa fraților stăpânului meu. Întotdeauna părinții vor să cunoască originea fetei. De foarte puține ori fata sau băiatul înțelege acest aspect. Și tot timpul spune părinților, tati, dar nu te mai uita la părinții fetei că nu e important. Sau invers, tati, nu te mai uita la tatăl băiatului sau la mama băiatului, că nu e important, eu nu că el mă căsătoresc. Și au dreptate, nu se căsătoresc cu părinții. Dar părinții scriu personalitatea copilului lor într-o foarte mare măsură. Evident, sunt și excepții. Dintr-o familie rea, poate ieși un copil bun. Dintr-o familie bună, poate ieși un copil rău. Dar excepțiile nu desfințează regula. În general, copiii buni sunt educați în familii bune, pentru că copiii buni nu se nasc buni, se fac buni prin educație. Se construiește bunătatea lor. Și există un tată și o mamă care își bate capul 20 de ani cu el. Ba îl reglează din vorbă, ba îl reglează din urechi, ba dintr-o parte, ba din alta, dar îl face om. Copiii îi informează și îi consultă pe părinții lor. Uitați ce se întâmplă cu Rebecca. Vine Eliezer, îi spune tot ce îi spune și Biblia spune așa de frumos următoarele cuvinte. Fata a alergat și i-a spus lui maică-sa. Ascultați-mă, fetelor, nu vă mai ascundeți de mamele voastre când aveți un prieten. Nu vă mai ascundeți de mamele voastre când vreți să vă logodiți. Nu vă mai ascundeți de mamele voastre când vreți să vă căsătoriți, că veți plăti payments lunari, dacă nu zilnici, cu lacrimi și durere. Du-te în fuga mare la maică ta când un băiat îți face curte și înainte să ți se lege inima de el, că nu-ți mai funcționează mintea bine când ești îndrăgostită. Du-te înainte de asta la maică ta și spune, da, du-te repede, cum s-a dus Rebecca, zice că a fugit, n-a mers încet. A alergat la maică-sa și a spus, mamă, tu ești o femeie în vârstă, trecută prin viață, înțeleaptă. Tu te-ai măritat odată și știi cum e, eu sunt la prima încercare. Uite ce mi s-a întâmplat, m-am întâlnit cu un om și mi-a zis așa și așa și așa. Din câte văd eu, vizează căsătoria mea. Mamă, vreau să știi tu prima, că tu m-ai purtat în pântece. Tu m-ai hrănit când toți dormeau sfărăind. Tu vegheai și mă legănai. Tu m-ai convins de dragostea ta. Nu pot să n-am încredere în tine. Dumnezeu mi-a spus că lungimea vieții și fericirea ei depinde de atitudinea mea de ascultare față de tine. Mamă, tu ce zici? Și mama spune așa și așa. Fetelor, nu vă ascundeți de mama, că mama nu vă vrea rău. Riscul ca băiatul acela să vă vrea rău, de fapt nu rău, altceva, e foarte mare. Părinții îl invită pe băiat în casă pentru discuții. Fraților, căsătoriile nu se fac la Starbucks și nici în mașină. Căsătoriile se fac acasă, unde numai tata cu mama și cu cealaltă pereche de părinți și cu copiii discută. Observați că oamenii aceștia au fost oameni cu minte. Au invitat pe Eliezer la ei acasă și i-au vorbit frumos. Știți cum se adresează? Binecuvântatule, vino încoace.
Vino la mine în casă. O să mă îngrijesc de cămile, am nutreț, mâncare pentru cămile. Să nu te temi, când ai ajuns la mine în casă, eu mă îngrijesc de tot. Eu tai vițelul, nu mai să stai aici pe scaun, să te simți bine, să te bucuri. Vreau să discutăm despre copiii noștri. Uite, fata asta, de 20 de ani, pun tot ce sunt eu în ea. Pentru mine e importantă, fii atent să ne înțelegem de la început. Pentru mine e importantă și Eliezer a spus, uite, băiatul ăsta, eu îl reprezint, nu sunt tată său, dar fac oficiu de tată. Și acești oameni în vârstă au stat de vorbă și s-au sfătuit. Nu vă căsătoriți decât atunci când părinții voștri știu ce vreți să faceți, se întâlnesc și se înțeleg. Și stimați părinți, când vă întâlniți, folosiți cuvinte binecuvântatul Domnului, te rog să poftești. Fiți, mă, oameni buni politicoși, ascultați-mă, fiți politicoși, o să câștigați, nu o să pierdeți. Indiferent cum e partea cealaltă, fii politicos, fii respectos, taie vițelul, poartă-te frumos, câștigă-i. Dacă nu merită, câștigă-i de două ori, ca să aibă de ce să le pară rău. Fă jăratic cu încins cât se poate de roșu. Nu cu intenția de a pleda pentru propria superioritate, dar fii om. Demonstrează că vii din țara unde oamenii umblă cu Dumnezeu. Demonstrează-i că deși vii din Canaanul lumii, în sensul că acolo locuiești și acolo lucrezi, nu te porți ca și cananiții, nu ești păgân. Folosește cuvinte biblice, binecuvântatule, poftește. Oamenii lui Dumnezeu se sfătuiesc, se gândesc, se organizează, măsoară de 5 ori, pentru că e în joc o parte din ființa lor, proprii lor copii. Frate Vasile, sora Semida, aveți 3 copii, Michel este ultima. Și sunt sigur că ce a mai rămas în sufletul dumneavoastră de părinți este în fata aceasta îmbrăcată în mireasă. Este ca ochii din cap fata asta pentru dumneavoastră. Și aveți încredere în băiatul ăsta că va continua, că va avea grijă de ea în continuare cum ați avut dumneavoastră până acum. De aceea sunteți acolo pe bancă. Aveți încredere în băiatul ăsta că o iubește, că e bine intenționat și că o va face prințesa vieții lui. Asta vă face să fiți liniștiți, deși undeva în suflet eu știu ce simțiți. Frate Ionel, sora Cristina, ați investit în băiatul ăsta mult. Ați sperat că va ajunge un om al lui Dumnezeu, un predicator, că se va căsători fără să vă facă de rușine. Și cinstea de la nunta lui din ziua de astăzi se va răsfrânge și asupra dumneavoastră, ca un merit pe care îl aveți la finalul acestui timp în care l-ați ajutat să fie om. Dar faptul că sunteți aici și sunteți liniștiți este faptul că aveți încredere în această domnișoară, că este o fată care o să se îngrijească de băiatul dumneavoastră. O să înțeleagă că el e un predicator și nevestele predicatorilor trebuie să fie niște femei speciale, niște femei disponibile pentru lucrarea Domnului, niște femei care primesc oaspeți, niște femei care nu sunt așa de sensibile, pentru că slujba de a fi predicator te expune. Faptul că această domnișoară a acceptat slujba aceasta, și în discuția cu dumneavoastră, și în discuția lor unul cu altul, și în discuția cu mine, demonstrează că ei sunt pe un drum bun. Și noi toți suntem liniștiți în această zi, pentru că din abundență va fi revărsată peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Închei spunându-vă următorul lucru. Părinții o consultă pe fată, deși în mentalitatea timpului era un lucru ciudat. Au chemat-o și au întrebat-o. În democrația contemporană este normal, dar în vremea de atunci fata n-avea niciun cuvânt de spus. Însă oamenii aceia au fost niște oameni înțelepți, au chemat-o pe fată într-un timp în care fata îl vedea pe mire în ziua nunții. Și au întrebat-o, vrei să te duci după el? Și fata spune, da, vreau. Și atunci ei rostesc binecuvântarea. Să te facă Dumnezeu mama multor neamuri. Și au lăsat-o să plece. Și așa a făcut-o. Mama multor neamuri. Fata aceea din Mesopotamia a devenit soția unul dintre cei mai mari 3 patriarhi din istoria lui Dumnezeu. Acelui de la mijloc, al lui Isaac. În concluzie, când patriarhii își căsătoresc copiii, fac lucrul acesta prin credință, respectând poruncile lui Dumnezeu. 2. Când copiii patriarhilor se maturizează și ajung să se căsătorească, urmează exemplul părinților lor, colaborează cu părinții lor și ei înșiși ajung ca părinții lor, adică patriarhi. 3. Dumnezeu onorează întotdeauna credința
și sfințenia copiilor lui. Onorează credința părinților, investiția lor, faptul că și-au făcut datoria și apoi el se îngrijește de copii care, plecând din casa părinților, nu vor fi singuri, ci vor fi sub binecuvântarea celor prea înalt. Stimate frate Vasile și frate Ionel, stimate surori Semida și Cristina, noi avem vârsta care o avem. Purtăm în trupul nostru cicatrici, suferințe și neputințe care încep să apară. Și într-un viitor pe care numai Dumnezeu îl cunoaște, vom pleca acasă la Domnul ca să ne odihnim. Ei vor rămâne în urmă. Nu-i mai putem nici privi, nici sfătui, dar vom pleca cu liniștea că ne-am făcut partea în timpul pe care Dumnezeu a dat acești copii în casa noastră și în viața noastră. După aceea rămân mâinile străpunse de cuie, cu care noi nu suntem în conflict, ci suntem îmbrățișați. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă rămână această binecuvântare. Și pe voi, stimați miri, Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea lucru pentru care ați venit în casa Lui, binecuvântarea. Amin.